Tineretul social-democrat a marcat Ziua Internațională a Sportului printr-un meci de fotbal amical, al cărui rol principal a fost de a scoate în evidență importanța sportului în viața tinerilor. La inițiativa președintelui TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, cele două echipe au făcut un meci frumos la care toată lumea s-a distrat pe cinste. Anual, la 6 aprilie, este marcată Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace, ce reprezintă o oportunitate de a recunoaște rolul pozitiv pe care sportul și activitatea fizică îl joacă în comunitățile și în viețile oamenilor din întreaga lume. Tinerii social-democrați din județul Mehedinți s-au organizat pentru a desfășura un meci amical de fotbal și pentru a arăta în primul rând cât de important este să faci mișcare pentru a avea o viață sănătoasă și, în al doilea rând, pentru a evidenția legăturile sociale care reprezintă un factor esențial în viața de zi cu zi, nu doar într-un meci de fotbal, și care pot fi deprinse cu ușurință prin sport. Președintele Tineretului Social-Democrat din Mehedinți, Alexandru Cojocaru, a jucat cot la cot cu cei din echipa sa, fiind exemplul cel mai bun pentru cooperare, înțelegere, coordonare și respect pentru colegi și nu doar în fotbal. Această acțiune, la fel ca și cele de până acum, a fost posibilă datorită implicării active a președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și a primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, care susțin la rândul lor sportul și încurajează tinerii sportivi care practică diverse activități fizice să o facă la nivel înalt. Mă bucură faptul că în această seară am fost alături de colegii mei și am organizat mai multe meciuri de fotbal. Mă bucur că au fost prezente și colegele noastre din organizație, unele dintre ele chiar au jucat alături de noi și am avut o seară plăcută împreună. Celelalte colegi ne-au susținut pe toată durata acestor meciuri. Cred că a fost o acțiune reușită, o acțiune în care am glumit, în care ne-am simțit bine împreună, în care am făcut mișcare și îndemn toți tinerii și toți oamenii care își permit și timpul le permite să facă sport, pentru că e foarte importantă sănătatea noastră, deși sincer vreau să recunosc că eu nu am mai făcut sport de o lungă perioadă de timp, însă acum, după 2 ore în care am alergat, destul de mult mă simt foarte bine și cred că o să fac lucrul acesta din ce în ce mai des, pentru că trebuie să ne facem timp și pentru noi, pentru sănătatea noastră, și sportul e foarte important în viața fiecăruia dintre noi. Cu siguranță, cu sprijinul domnului președinte al PSD Mehedinți, domnului Aladin Georgescu, al domnului primar Marius Creciu, și în perioada următoare, TSD Mehedinți va organiza acțiuni în care să implice tinerii din organizația noastră și nu numai, pentru că orice tânăr din județul Mehedinți se poate alătura. O să organizăm împreună evenimente frumoase, sportive, pentru că, da, sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă viață mai bună. Membrii organizației Tineretului Social-Democrat din Mehedinți au fost foarte încântați de acest meci și spun că cele 90 de minute de sport le-au fost benefice atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. La sfârșitul meciului, fiind plin de energie și foarte încântați că au luat parte la o astfel de activitate realizată în cinstea Zilei Internaționale a Sportului. Astăzi, alături de colegii de la TSD Mehedinți, ne-am decis să facem un meci amical de fotbal cu ocazia aniversării Zilei Sportului și a ieșit o activitate frumoasă alături de oameni dragi. Cu ocazia Zilei Sportului, ne-am hotărât împreună cu domnul președinte al TSD Mehedinți să organizăm un meci de fotbal între juniori și seniori și a ieșit frumos. Așadar, tinerii social-democrați s-au strâns pentru a se susține reciproc în meciul amical organizat, pentru a juca fotbal și pentru a celebra astfel Ziua Internațională a Sportului. Atât fete cât și băieții au jucat, iar persoanele care nu au participat la meci au susținut echipele de pe margine și au făcut galerie pentru cei care și-au dat toată silința pe teren pentru a face un meci cât mai frumos. Sportul are puterea de a schimba lumea, este un drept fundamental și un instrument puternic pentru consolidarea legăturilor sociale și promovarea dezvoltării durabile și a păcii, precum și a solidarității și a respectului reciproc.